cea mai recentă ediție a Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic prevede că substantivul propriu Ucraina se rostește cu accent pe I și cu hiat, așadar Ucraina, nu Ucraina. Noi avem tendințe ucrainene în limbaj. Da? Da. Ucrainene. Ucrainene, nu da. Nu ucrainiene. Ucrainiene. Ucrainene. Ucrainene, da. Nu ucrainiene. Da, domnul regizor, te ruga să citești și acest text, cum l-ai citit, dacă ai fi la tine acasă. Ok. Mai se ia în calcul, și scenariul în care, spre exemplu, președintele României nu ar fi de acord cu această propunere. Mai se ia în calcul și scenariul în care, spre exemplu, președintele României nu ar fi de acord cu această propunere și atunci... Mai se ia în calcul, mai trebuia să pus după se. Se mai ia în calcul. Se mai ia, zic eu. Cum? Se mai ia în calcul și scenariul în care, spre exemplu, președintele României nu ar fi de acord cu această propunere. Mai se ia în calcul și scenariul în care, spre exemplu... De ce crezi că este? E o greșeală? Există această tendință ca oamenii să vorbească în limbaj uzual, așa să pună acest mai, da, adverbul mai? Da, cred că da, dacă vine să duc vorba tot de regionalisme, am tovarăși olteni care vorbesc așa, pun mai înainte de un cuvânt. Să fie specific, da, zonei Olteniei. Așa cred, adică cunosc oameni din Oltenia care vorbesc așa. Mai se ia în calcul și scenariul în care... Ești de acord? Da, nu sună... Pare puțin ceva poetic pe acolo, dar nu. Păi... Se mai ia în calcul și scenariul în care, spre exemplu, adică acel mai este ne la locul lui. Da, este ne la locul lui. Cumva, nu? Adică locul lui ar trebui să fie în altă parte. Da. Mai se ia în calcul și scenariul în care, spre exemplu... Ce e mai? Voi mai este adverb de mod. Adverb de mod. Și atunci locul adverbului de mod în propoziție? Acolo este verb, nu e reflexiv, că e se-ul. Numai că... Nu sunt foarte sigur, am cam uitat puțin din detalii aici. Deci, se mai. Dar în niciun caz mai se ia. Nu, clar nu. Adică nu sună corect românesc. Deci, înainte, mai. Să urmărim explicația. Mai se ia în calcul și scenariul în care, spre exemplu... În același enunț, în limba vorbită, în diferite varietăți regionale sau în registrul cult, poziția elementului mai este variabilă. Dar poziția corectă în raport cu norma este foarte clar stabilită. În exemplul discutat, poziția corectă este în interiorul formei grupului verbal. Se mai ia în calcul. Exprimarea mai se ia este frecventă în registrul oral, dar nu este acceptată de normă. Am fost întrebată de un psihoterapeut când consider că ar trebui să înceapă educația sexuală la copii. Și eu am zis că ar trebui să înceapă din momentul în care precizăm că toate cuvintele care au legătură cu viața sexuală nu pot fi folosite în înjurături. Mai mare rușina. Deci mergi pe stradă și auzi și copii și nici măcar nu știu exact ce spun. Exact ce înseamnă sensul. Este inadmisibil ca oameni să zică, morții, cum e posibil așa ceva? Nu vine să cred. Asta cred că mă deranjează cel mai tare. Nici măcar nu pot să spun că sunt greșeli gramaticale, sunt greșeli morale. Morale, e adevărat. Orice înjurătură este... Ar trebui clasificate drept insultă și ar trebui să existe cel puțin o contravenție, dacă nu o amendă. Cred că există în mod, adică în mod oficial în lege există, nu știu dacă se și aplică. Sunteți de acord? Suntem. Votăm pentru. Doamne ajută. Votăm pentru o vorbire corectă, pentru vorbire corectă și morală. Respectuoasă. Și respectuoasă. Și morală, da. Umberto Eco spunea că o aberație, noi îi dăm alt sens în acest moment, dar că o aberație este o deviere de la înțelesul pe care un emitent îl dă unui mesaj. În sensul că cel care primește mesajul, neînțelegându-l corect, poate acționa greșit. Sunt foarte multe erori care de pot să apară, este unele grave. Nu este o prețiozitate, este o necesitate. Nu, e o dovadă de respect. De respect? O dovadă de respectul unii față de ceilalți. Erori facem toți, că e posibil. Așa este, dar important e să ne corectăm. La ce emisiune ați participat? Să vorbim corect. Vorbește corect. Să vorbim corect.